De Ziua Națională a României, voluntarii de la Simbio Mehedinți, în colaborare cu Liga Elevilor, au dorit să realizeze cea mai mare horă a Unirii. Astfel, cu micul mare, severinenii s-au prins în horă alături de voluntarii îmbrăcați în straie populare. România trebuie să însemne acasă pentru toți cei care simt, iubesc și trăiesc românește, iar noi, cei care trăim între granițele ei, trebuie să o facem primitoare, prosperă, dar și un loc în care să ne simțim împliniți. Astfel, cu prilejul Zilei Naționale a României, Asociația Simbio Mehedinți, în parteneriat cu Liga Elevilor, au dorit să-și pună amprenta, organizând cea mai mare și cea mai frumoasă Hora Unirii, chiar pe Promenada Crișan. Cum te-ai pregătit astăzi pentru Ziua Națională a României? Cu ocazia acestei sărbători, voluntarii Simbio au organizat un frumos eveniment alături de comunitatea din orașul nostru, prin care noi, voluntarii Simbio, vom porni și vom strâni interesul severinenilor, organizând o horă frumoasă. Vom face cea mai frumoasă horă din Severin. Cetățenii au fost extrem de încântați de această inițiativă și pe acorduri de muzică tradițională s-au prins cu micul mare într-o horă a Unirii. Ziua Națională a României, sunt voluntară Simbio și ne-am pregătit din timp, fiind costumați în ei și gata de joc și voie bună. Ne bucurăm foarte mult că participăm și suntem mereu încântați să ajutăm orașul. Spune-te, rog, ce proiecte urmează cu organizația Simbio? În plan avem extrem de multe proiecte pe viitor și vrem să rămână o surpriză. Acest eveniment a fost realizat în parteneriat cu Liga Elevilor. Aceștia au dorit să vină în sprijinul acestei inițiative, dând dovadă de patriotism și iubire față de semenii noștri, nu doar de 1 decembrie, ci în fiecare zi. Spune-mi, te rog, cum te-ai pregătit astăzi pentru Ziua Națională a României? Am venit din partea Ligii Elevilor împreună cu Asociația Simbio Mehedinți să facem un eveniment frumos astăzi, 1 decembrie. Vrem să facem o horă mare frumoasă pe Crișan alături de toți oamenii care vor să participe și ne bucurăm că lumea a început deja să vină în număr destul de mare ca să creăm ceva cât mai frumos. 1 decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român drept ziua triumfului idealului național, unitatea. Ca de fiecare dată este o mare plăcere să mă aflu în rândul tinerilor. Vreau pe această cale să felicit organizația Simbio și Liga Elevilor pentru că reușesc împreună să transmită un mesaj important. Hora Unirii este vorba despre a ne ține cu toții mână de mână, pentru că trebuie să luptăm pentru România în fiecare zi, trebuie să ne iubim țara în fiecare zi, nu doar de 1 decembrie, și cred că acesta este un mesaj foarte important de unitate, de apropiere între români și de iubire pentru țara noastră. Proiectele membrilor organizației Simbio Mehedinți, dar și cele ale Ligii Elevilor, continuă și în perioada următoare.